Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Gemeni ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Te gândești tu la mine? Înseamnă că acestei persoane este dor de dumneavoastră, dar nu știe dacă și noastră vă este dor de dânsa. Aș vrea să ne căsătorim într-o zi, foarte hotărâtă și cu planuri mari. Vreau să avem copii împreună, wow! Deci și căsătorie și copii. Dar nu știe dacă vă este dor și noastră de această persoană. Aș face orice pentru tine, ce frumos! Ține foarte mult la dumneavoastră. Doar că vrea să știe dacă o iubiți. Ai răbdare. Poate are anumite probleme de rezolvat și speră să aveți răbdare până când va fi pregătit să vină spre dumneavoastră. Îmi pare rău că nu ți-am acordat timpul și atenția pe care le meriți. A, și mai era un bilețel. Chiar dacă mi-este greu să-ți spun, să știi că te iubesc foarte mult. Foarte frumos. Deci se pare că dacă v-a greșit în trecut, acum e pregătit să îndrepte lucrurile. Nu este momentul potrivit acum, de aceea vă cere să aveți răbdare. Nu pot să trăiesc fără tine. Foarte frumoase mesaje pentru dumneavoastră, foarte pozitive. Ține foarte mult la noastră această persoană. Încerc să fiu o persoană mai bună. Deci dorește să se schimbe doar pentru a o accepta dumneavoastră și a o iubi. Iubire interzisă, în caz că are pe altcineva. Poate relația noastră vrea să o țină secretă. Îmi pare rău că nu m-a, că m-am purtat urât cu tine. Da. Deci se pare că, într-adevăr, nu v-a acordat timpul și atenția pe care le meritați atunci când era cazul și acum dumneavoastră poate nu mai aveți răbdare ca să așteptați să îndrepte lucrurile. Sunt trist că nu ești lângă mine. Foarte frumos. Ține foarte mult la dumneavoastră această persoană. Și este dor de dumneavoastră. Îmi tratez răni din trecut. Vreau să fim doar prieteni. Probabil că își dorește să fiți măcar prieteni, dacă nu se poate mai mult momentan. În orice caz, dorește să fiți în viața acestei persoane, să nu vă piardă de tot. Aleg pe altcineva. Acest lucru nu mai este ok, pentru că până acum vă spunea că vă iubește și acum dintr-o dată spune că alege pe altcineva. Știu că relația noastră este specială. Da, poate se referă mai ales la relația de prietenie care este între dumneavoastră și această persoană. Nu înțeleg ce este între noi, sunt confuz și nu știu sigur ce vrei de la mine. Poate dacă i-ați spune exact ce simțiți pentru această persoană s-ar îndrepta spre dumneavoastră. Dar dacă nu vă deschideți sufletul în fața ei, se pare că este confuză și nu știe ce să facă în continuare. Dacă să se îndrepte spre dumneavoastră sau nu. Chiar dacă suntem la distanță unul de altul, suntem uniți la nivel spiritual, deci simte că vă gândiți noastră la această persoană. Și dânsa se gândește la dumneavoastră.
Simt că totul s-a terminat între noi. Da, pentru că poate simte că sunteți mai rece, mai distantă și crede că nu mai țineți la această persoană. De aceea este și confuză. Chiar de la început întreba, te gândești și tu la mine? Deci nu știe pe ce picior să stea în prezența dumneavoastră. Ești persoana potrivită la momentul nepotrivit. Da. Pentru că dacă momentan are pe altcineva, chiar dacă vă preferă pe dumneavoastră, se pare că e mai greu să se desprindă de unde este. Mi-e teamă că există altcineva în viața ta, dar este totuși o persoană posesivă și geloasă. Se gândește că dacă nu vă acordați atenția și timpul pe care le meritați, o să vi le acorde altcineva și o să vă îndreptați spre altă persoană. Prietenii tăi nu-ți vor binele. Poate, mă scuzați, se gândește că vă lăsați influențat, influențată de părerea prietenilor. În viața mea nu este totul așa de roz pe cât pare, da. Deci vă cere să o înțelegeți pe această persoană, mai ales că dumneavoastră știe că dumneavoastră o înțelegeți cel mai bine și că îi puteți fi o foarte bună prietenă sau prieten, sunt pregătit să-ți ofer inima mea. Frumos! Deci trebuie să comunicați cu această persoană, să vă deschideți noastră inima față de această persoană, să-i spuneți ce simțiți pentru dânsa și până la urmă totul va fi bine prin comunicare și înțelegere reciprocă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. O zi minunată în continuare și la revedere!